Salutare și bine v-am găsit la un nou tutorial. Astăzi vă arăta cum să desenați această piesă în AutoCAD 2021 3D. Mai întâi vom începe cu baza. După cum vedeți, avem nevoie de un dreptunghi cu dimensiunile 98, respectiv 113, la care vom adăuga o înălțime de 11 unități. Deci, să începem. O să aplicăm comanda Rectang, dreptunghi, selectăm un punct oarecare, Prima dimensiune 113 și cea de-a doua 98, enter, apăsăm pe butonul de 3D, de home, de aici, și vom merge la comanda Press Pull, selectăm și vom da o înălțime de 11 unități. Mai departe, vom construi aici un dreptunghi din nou, deci vom folosi comanda Rectang, însă o vom folosi începând din acest punct, din acest colț, îi vom da prima înălțime de 100 minus 11, adică 89 de unități, până în acest punct. Rectang, din nou. Dacă nu-ți puteți găsi colțul, apăsați Shift, click dreapta, Endpoint. După cum vedeți, planul nu este bun, așa că trebuie schimbat. Vom merge pe planul de front, de aici. Tools, New UCS, deci un UCS nou. Și View. Acum am XY aici. Asta este cel mai important, să desenăm în XY. Aplicăm comanda Ortho, pentru a avea linii drepte. Comanda Rectang. În acest punct, prima dimensiune va fi de 113 și cea de-a doua de 89 de unități. Mai departe. După cum vedeți, aici avem nevoie de o linie, dar avem nevoie și de alte două înălțimi. Prima linie va fi de 8 unități, ne vom asuma că este jumătate din aceasta, iar cealaltă va fi de 38 de unități. Aceste două linii vor fi unite de o altă linie. Deci, să începem comanda line din nou 8 unități. Fiți sigur că aveți comanda ortoactivă, activă, foarte important. 8 unități. În cealaltă parte, comanda line din nou, linie cu 38 de unități. Acum, selectăm prima linie, comanda line din nou și trăsăm cealaltă. Bun, aplicăm comanda polyline din acest punct. Dacă nu-l găsiți, shift, click dreapta, endpoint. Până aici și atât. Și avem acum o polilinie. Ștergem dreptunghiul inițial, selectăm toate liniile ce cătuiesc și dăm comanda join pentru a le uni, pentru a avea un singur contur. Aplicăm comanda press pull din nou, selectăm această față sau conturul, și apăsăm 11. Bun. Următorul pas. Avem de aplicat aici comanda Rectang din nou și va avea următoarele dimensiuni. 63 minus 11 înălțimea bazei, deci va fi 52 de unități, iar cealaltă dimensiune va fi de 113. Deci țineți minte, 52 și 113. Rectang. Planul este același, XY este în regulă din acest punct 113 și 52 de unități. După cum ați văzut, aici avem un cerc. Pentru a afla centrul acestui cerc, va fi nevoie să construim un alt dreptunghi, deci din nou comanda rectangle, cu dimensiunile de 25 aici și 25 pe cealaltă parte. Deci, practic, este un pătrat. Din acest punct al dreptunghiului, după cum vi-l imaginați, vom construi cercul. Cercul cu diametru de 38 de unități. În plus, vom avea aici o rază de 25. Deci, țineți minte, 25, 25, 38 și o rază de 25. Comanda Rectang. 25 tab 25 comanda circle deci cerc În acest punct apăsăm D de la diametru și scriem 38 putem șterge acest dreptunghi. Apăsăm comanda filet, R de la rază și 25. Selectăm prima muchie și a doua. Mai departe vom aplica comanda press pull pentru această suprafață, din nou cu 11 unități. După cum vedeți, nu mi-a generat aici golul, deci țin cursorul de la mouse pe acest cerc până se albăstrește conturul și creez efectiv un gol. Să aruncăm o privire scurtă. Schimb din 2D wireframe, o să schimb în Shaded with Edges, de exemplu. Și după cum vedeți, suntem pe drumul cel bun. Voi schimba înapoi pentru o privire mai clară. În continuare, următorul obiect va fi acest paralelipiped din nou, unde voi avea dimensiunile de 16 pe înălțime, dintr-un perete până în celălalt, și ne vom asuma că această distanță este de 38. Dar pentru aceasta va fi nevoie să schimb din nou planul. După cum vedeți am mix Z. Apăs pe planul de back. Merg la Tools, New UCS și scriu View. Aici. Comanda Rectang, din nou. Din acest punct, prima dimensiune va fi de 38 tab 76. Comanda press pull și merg în sus cu 16 unități. Pentru ultima parte a desenului am nevoie aici de o polilinie. Însă această polilinie va avea următoarele dimensiuni. 100 minus 16 minus 11. Adică va fi o linie de 73 de unități. Apoi voi merge cu 76 de unități, după cum bine vedeți. Și aici voi merge în sus cu 63 minus 16 minus 11, adică 36 de unități, și ne vom întoarce în punctul inițial. De asemenea, trebuie din nou să schimb planul. Voi pune pe left, modific din nou originea, scriu polyline prima dimensiune de 73, apoi 76, merg în sus cu 36 de unități și înapoi în punctul inițial. Comanda Press Pull, 11 unități. Selectez această bucată, comanda Move, selectez acest punct, și efectiv mut această bucată până unde am eu nevoie. Dacă nu găsesc din nou punctul, shift, click dreapta și endpoint. L-a găsit. Totul pare să fie în regulă. Să aruncăm încă o privire. Shaded with edges aici. Și după cum vedeți, desenul nostru este gata. Ca un pas extra, vom aplica comanda Union. Deci selectăm Union, selectăm întregul desen și dăm Enter. Selectăm un punct oarecare pentru a avea doar o bucată, nu mai multe bucăți, cum era mai înainte. Comanda Move din nou. Mutăm desenul mai la stânga sau mai la dreapta, nu contează. Și Ștergem toate celelalte linii rămase și rămânem doar cu desenul 3D. Sper că acest video v-a ajutat. Ca de obicei, nu uitați să dați like, share, subscribe și ne vedem data viitoare.